Contribuabilii persoane fizice au obligația depunerii declarației unice până marți 31 iulie. Aceasta se poate depune online sau în format hârtie, direct la registratura administrațiilor fiscale ale ANAF sau prin poștă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Au obligația de punerii declarației unice persoanele fizice care realizează individual sau într-o formă de asociere venituri din țară sau din străinătate și cele care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii. De asemenea, persoanele care nu realizează venituri însă optează pentru achitarea contribuției de asigurare de sănătate au obligația de a depune declarația unică. Contribuabilii care depun online declarația unică în termenul prevăzut de lege beneficiază de o bonificație de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018, dacă efectuează plata integral până la 15 martie 2019. Nedepunerea declarației unice în termenul prevăzut de lege se sancționează cu o amendă cuprinsă între 50 și 500 de lei. Potrivit legislației fiscale în vigoare, începând cu anul viitor, declarația unică se va transmite numai online.